Klaus Iohannis se îndeamnă pe români să se apuce de sporturi scumpe. Președintele a invitat pe români să experimenteze senzații tari la golf, un sport deloc exclusivist, spune Iohannis. Declarația a fost făcută în localitatea Pianu de Sus din județul Alba, acolo unde președintele a fost prezent la Cupa de Golf Paul Tomiță. Mă bucur să întâlnesc aici atâți oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natură, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea multor sporturi. Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mult să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții. Declarația lui Klaus Iohannis a stârnit hohote de râs printre internauți care s-au mirat de cele spuse de președinte, mai ales că golful este considerat un sport pentru persoanele mai degrabă înstărite. De altfel și cheltuielile pe care le presupune un astfel de sport nu sunt deloc accesibile pentru un om de rând. Astfel, un abonament de 4 luni pe un teren de golf variază între 1800 și 2200 de lei. Cei mai ieftini pantofi pentru golf costă 300 de lei, dar modelele de lux ajung și la 800 de lei. Cel mai ieftin cărucior de golf costă 1400 de lei, în timp ce un set de crosse este în jur de 3600 de lei. Pantalonii de golf pornesc de la 200 de lei, un tricou de golf de la 150 de lei, un set nou de 15 mingi este 105 lei, dar profesioniștii recomandă ca amatorii să aibă cel puțin 200 de mingi, adică undeva în jur de 1400 de lei. Alte accesorii precum mănuși, perie de curățat crosa sau cuiele pentru minge ajung la 300 de lei. Dacă adăugăm și un pachet de lecții de golf în număr de 10, ei bine, sportul de care Iohannis spune că este unul accesibil ajunge și la 11.000 de lei.